Locuitorii comunei Robănești vor avea în curând la dispoziție un dispensar medical ultramodern. Săptămâna aceasta au fost aprobați indicatorii tehnico-economice ai proiectului, care urmează să fie implementat prin Compania Națională de Investiții. Noul dispensar va fi realizat în satul Golfin și, potrivit autorităților locale, va asigura toate dotările necesare. Astăzi am aprobat prin hotărârea Consiliului Local Robănești indicatorii tehnico-economici necesari realizării obiectivului de investiții dispensar medical în satul Golfin. Valoarea investiției este de 49 miliarde lei vechi, investiția necesară pentru locuitorii comunei Robănești, sănătatea pentru noi fiind prioritară. Cu implicare din partea primăriei, dar și cu ajutor de la CNI, dispensarul vechi din satul Golfin va deveni sediul unui centru medical modern, sănătatea populației aflându-se pe lista de priorități a administrației locale.